Este un citat rostit de Augustin într-o predică după ce Roma a căzut sub atacul vizigoților în anul 410. În termeni moderni, acest eveniment în vremea lui ar putea să fie comparat în vremea noastră cu atacul terorist care s-a întâmplat, de teroriști musulmani care au dărâmat gemeni, a cutremurat lumea, a semnalat sfârșitul unei ere, sfârșitul siguranței și începutul incertitudinii. Periodic trecem prin aceste evenimente. Periodic lumea se zguduie în jurul nostru și realizăm că lumea îmbătrânește, că lumea moare și că noi suntem parte din lume. Augustin s-a luptat cu implicațiile unei lumi care merge înspre distrugere. Și gândirea lui este expusă într-o carte care a scris-o numită Cetatea lui Dumnezeu, o carte minunată în care Augustin prezintă două cetăți, cetatea omului și cetatea lui Dumnezeu. Augustin merge pe firul istoriei, mergând prin scriptură până la început, și elucidează aceste două cetăți care arată el că încep încă de la începutul istoriei, cu Cain și Abel. Și metafora lui Augustin este una bună și una biblică. Vedem în Geneza 4 cu 17. Cain a cunoscut pe soția sa, iar ea a rămas însărcinată și i-a născut pe Enoch. Cain a construit o cetate și a numit-o Enoch, după numele fiului său. Dumnezeu a plantat o grădină, o grădină perfectă pentru om. Omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, a fost izgonit și Cain construiește o cetate. Cetatea lui Cain, având ca și scop izolarea sa față de pedeapsa lui Dumnezeu. Nimeni nu vrea ca să trăiască ca și pribeag, nimeni nu vrea ca să trăiască izgonit în incertitudinea lumii, în sălbăticie. În picaj liber din mâna lui Dumnezeu. Așa că ne construim cetăți, ne construim orașe, ne construim societăți care să ne ancoreze într-o altă realitate decât în realitatea în care suntem, în realitatea că pribegim în această lume sub pedeapsa lui Dumnezeu. Un construct filosofic, un construct imaginat în care pentru noi există viață, există siguranță dincolo de Dumnezeu, ba mai mult fără Dumnezeu. Ridicăm ziduri, ridicăm orașe, clădiri, sisteme, guverne, orice ca să creăm iluzia că putem, ca să ne protejăm față de pedeapsa sub care stăm odată izgoniți din grădina lui Dumnezeu. Și la final, Augustin are dreptate. Sunt doar aceste două cetăți. Cetatea lui Dumnezeu și cetatea omului. Isaia concluzionează viziunea sa despre suveranitatea lui Dumnezeu peste toate națiunile, peste întreg pământul, cu aceste două cetăți. Vine cu aceeași imagine. Asta este cheia capitolului 24 la 27, unde ne aflăm acum. Isaia se uită din nou în prisma profetică, în viitor, și vede că toate națiunile dispar în ceața inexistenței. Și rămâne întregul pământ ca și o cetate în ruine. Isaia 24:10. Cetatea pustie stă dărâmată, toate casele sunt închise, nimeni nu poate intra. 24:12. Cetatea e lăsată în ruine, iar poarta îi este sfărâmată. Isaia 25:2. Ai prefăcut cetatea într-un morman de moloz, citadela într-o ruină, fortăreața străinilor nu mai e o cetate, ea nu va mai fi niciodată rezidită. 26:5. Căci el a umilit pe cei ce locuiesc pe înălțime, a doborât cetatea cea îngânfată, a doborât-o la pământ, a aruncat-o în țărână. 27:10. Cetatea fortificată este pustie, a ajuns o locuință abandonată și pustiită ca un deșert. Acolo pasc viței, acolo se odihnesc și mănâncă ramurile. În acest fel ne spune Isaia că se va sfârși lumea. Cetatea omului construită de noi, cu atâta cost, cu atâta sudoare, cu atâta trudă, acea cetate care ne-a impresionat, care ni s-a părut plină de viață, deseori plină de răutate chiar, plină de putere,
Cu siguranță, spune Isaia, această cetate va fi distrusă. Dar cei răscumpărați, ne arată Isaia, cei răscumpărați totuși vor spune în ziua aceea, în ziua în care totul va fi redus la nimic, în care cetatea omului va fi pustie. Spune așa în 26:1. În ziua aceea, în țara lui Iuda, se va cânta acest cântec. Avem o cetate puternică. Dumnezeu a făcut mântuire din zidurile și meterezelele ei. Pentru că noi, ne arată Isaia, noi suntem dintr-o altă cetate. Noi suntem din cetatea lui Dumnezeu. În capitolul 24, de la versetul 7 la 11, avem prezentat ceea ce înseamnă cetatea omului. Și n-am să citesc aici, am citit dimineață, vă rog să citiți și acasă. Este o porțiune extrem de tristă și de dureroasă. Și în 26, de la 1 la 21, avem prezentată cetatea lui Dumnezeu. Sfârșitul lumii, spune Isaia, va fi o reîntoarcere la început. Cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise, nimeni nu poate intra, spune Isaia în 24:10. Asta este imaginea care o pune în mintea noastră. Isaia împrumută acest limbaj, această imagine din Geneza, pentru a indica sfârșitul inevitabil a acestei cetăți al omului. Geneza 1:2. Pământul era pustiu. Aceeași limbaj, aceeași construcție și gol. Peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. Sfârșitul este o întoarcere înapoi la început, la pustiu, la nimic. Dumnezeu va nimici totul și va duce totul într-o stare de pustietate, într-o stare incipientă, într-o stare din care El să facă totul nou, ca la început. Din ce am distrus noi prin eforturile noastre de a ne răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, de a ne izola față de Dumnezeu, El va renaște totul, va duce totul în stare perfectă. Uitați ce spune Isaia în 24:5. Pământul este pângărit de proprii săi locuitori, de noi, care au încălcat legile, au nesocotut poruncile și au rupt legământul cel veșnic. Noi suntem cei care conducem istoria. Dumnezeu o conduce, dar noi suntem cei care o înfăptuim înspre nimic, înspre pustietate, înspre dărâmare totală. Prin ceea ce facem, prin ceea ce gândim, prin ceea ce suntem. Am rupt legământul lui Dumnezeu și trăim în răzvrătire față de Dumnezeu. Și în loc să ne întoarcem cu fața la El, construim cetăți, construim ziduri. Isaia pune în fața ochilor noștri această imagine a sfârșitului. O zi în care nimic nu va mai conta, pentru că totul va fi dărâmat. Toate preocupările acestei cetăți omenești în care trăiește acum vor fi fără scop, fără noimă, fără importanță. Absolut totul va fi pustiu. Lucruri care acum apar extraordinar de importante. Lucruri care acum apar extraordinar de urgente. Lucruri care acum n-ai putea să-ți imaginezi să trăiești fără ele. Atunci vei realiza că sunt nimicuri. Și în ziua aceea, toate altarele acestea, care noi le numim cetăți, care noi le numim societate, care noi le numim, viața noastră este plină de altare. Din casa noastră, până la serviciurile noastre, prietenii noștri, biserica noastră de multe ori. Plină de altare care trebuie dărâmate. În ziua aceea, doar Dumnezeu va fi proslăvit. Atunci, Isaia 24:23, atunci luna va fi umilită și soarele făcut de rușine, pentru că Domnul oștirilor va domni pe muntele Sion și în Ierusalim înaintea bătrânilor săi în slavă. Astăzi încă mai suntem sceptici și ne îndoim despre aceste lucruri. Încă încercăm să ținem un picior în cetatea omului și un picior în cetatea lui Dumnezeu. În caz că, nu știu dacă probabil că știți, pariul lui Pascal. Pascal vine și spune, dacă nu există Dumnezeu și trăiesc după legea și rânduiala lui Dumnezeu,
Am pierdut ceva? Nu. Dar dacă există Dumnezeu și n-am trăit și n-am ascultat, am pierdut tot. Logic, nu? Și totul spariați împotriva lui Pascal. Și eu, și voi. Și zicem, știi, un pic în cetatea asta, un pic în cetatea lui Dumnezeu. Că dacă nu există Dumnezeu, concluzia, nu există nici viață veșnică. Și dacă nu există nici viață veșnică, am risipit viața aceasta. Pentru că n-am făcut ce am vrut, pentru că n-am trăit cum am vrut, pentru că nu mi-am împlinit dorințele care am vrut să le împlinesc. Trăim sau încercăm să trăim cu un picior în cetatea omului și unul în cetatea lui Dumnezeu. Dar în ziua aceea, tot scepticismul nostru, toată îndoiala noastră va fi eliminată. Și doar Dumnezeu va fi proslăvit. Toți vor îngenunchea. În acea zi, dacă nu ai intrat pe porțile cetății lui Dumnezeu, dacă nu ai primit răscumpărarea sa, va fi prea târziu. Vei fi pe din afară. Cu toată încercarea noastră ca să ținem un pic în cetatea omului, un pic în cetatea lui Dumnezeu, vom constata că suntem pe din afară. În acea zi vei fi trimis în cetatea unde ai avut domiciliu în timpul vieții tale. Pe buletinul etern al tău va scrie cetatea omului, dacă acolo ai construit, dacă acolo ai locuit, dacă acolo ai iubit. Știți care este diferența între iad și cer? Pentru că cetățenii ambelor locuri vor proslăvi pe Dumnezeu. Vedem asta foarte clar. Uitați-vă, de exemplu, în Roman 9, uitați-vă peste tot. Până la urmă, toți proslăvesc pe Dumnezeu. Și ambii, cetățenii iadului și cetățenii cerului, primesc ceea ce și-au dorit. Diferența nu este în rezultatul final pentru Dumnezeu. Diferența este în rezultatul final pentru tine. Dumnezeu primește slava. Este non-discutabil. Ăsta este rezultatul istoriei. Diferența între cer și iad este cum primește Dumnezeu slava în tine. Cei din cer vor primi slava lui Dumnezeu pentru că inima lor tânjește după nimic altceva decât Dumnezeu. Și Dumnezeu se va dărui lor. Și cei din iad vor primi slava lor, care va fi descoperită ca și fiind pustie și deșartă. Tim Keller, un pastor din New York, un pastor presbiterian, spunea în felul următor: iadul nu este altceva decât dorințele tale împlinite. Dorința ta de o viață să scapi de Dumnezeu, în final împlinit. Noi când ne gândim la iad, ne gândim doar la flăcări, la... Iadul este o veșnicie în absența lui Dumnezeu. Ceea ce este ceea ce omenirea și-a dorit de la început. Să scape de Dumnezeu. Asta facem în fiecare zi, cu ocupațiile noastre, cu hobby-urile noastre, cu preocupările noastre, cu idolatria noastră, cu absolut tot ceea ce încercăm să zidim aceste ziduri în cetatea noastră omenească, încercăm să scăpăm de Dumnezeu. Și într-o zi vom realiza acest scop și ne vom trezi fără Dumnezeu, singuri, în iad. Pentru că acolo am vrut să ajungem. Și Dumnezeu ne va lăsa în voia minții noastre. Și nici nu se putea sfârși altfel decât cu Dumnezeu proslăvit. Indiferent cum. Dar el proslăvit. Pentru că Biblia ne arată că toată istoria pășește înainte într-un scop unic, într-un scop unitar. Proslăvirea lui Dumnezeu în fața adevăraților închinători. Dumnezeu a pornit acest univers pentru a arăta slava sa și te-a creat pe tine pentru a arăta slava sa în tine, prin tine și înaintea ta. Menirea ta este să-L proslăvești pe Dumnezeu prin ceea ce te-a făcut, prin felul care te-a răscumpărat și să te bucuri în slava lui Dumnezeu. Scopul universului este Dumnezeu și slava sa. În acea zi, în acea zi finală, zice Isaia, Dumnezeu va fi ospățul nostru etern. Isaia 25:6. Domnul oștirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăț cu cărnuri grase, un ospăț cu vinuri bune, cărnuri pline de măduvă și vinuri din cele mai bune. Toate dorințele noastre
vor fi împlinite în Dumnezeu pentru veșnicie. Asta ne spune Isaia. Gândește-te la cea mai frumoasă petrecere la care... Isaia este redus la cuvinte banale în comparație cu ceea ce vrea să ne transmită. Nici nu găsește cuvinte. Gândește-te la cea mai fantastică petrecere la care te-ai putea gândi și ospățul care îl pregătește Dumnezeu pentru tine este cu infinit de mult mai frumos și mai bucuros și mai plin de viață decât ospățul la care te poți tu gândi. Pentru că ospățul este însăși Dumnezeu. Prezența Lui este ospățul etern. Toate dorințele noastre vor fi împlinite în Dumnezeu pentru veșnicie. Se pictează cu cuvintele aceste banale, sărace, cel mai extravagant ospăț care îl poate concepe. Sufletul nostru va fi satisfăcut în felul în care nici nu ne-am imaginat că poate fi satisfăcut. Și după lucruri care nici nu știam că tânjim. Vom fi satisfăcuți în felul în care nu ne putem închipui astăzi. C.S. Lewis spunea: se pare că Domnul nostru privește dorințele noastre ca fiind prea sărace, prea slabe, nu prea puternice. Suntem creaturi cu inimi slabe. Ne jucăm cu băutură, cu sex, cu ambiție, cu faimă, în timp ce Dumnezeu ne oferă bucurie infinită. Ca și un copil prost și ignorant care preferă să joace în cutia cu nisip din fața blocului pentru că nu poate concepe ce înseamnă o vacanță la mare. Da? Îmi place imaginea care o pictează. Un copil care se joacă în fața blocului, într-o cutiuță de nisip și vine un domn și oferă și zice: uite, vreau să te duc la mare. Vreau să te ofer o excursie la mare, să te joci pe plajă, în fața mării. Și el zice: nu, mulțumesc. Prefer să stau aici în nisipul ăsta murdar. Pentru că nici nu poate concepe în mintea lui infirmă de copil, nevăzând marea vreodată și neînțelegând maestatea mării, ce înseamnă o vacanță la mare. Și refuză. Suntem satisfăcuți mult prea ușor, concluzionează C.S. Lewis. Cum ajungem la acest ospăț? În Evrei 12:22 vedem în felul următor: și ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri adunați pentru sărbătoare, la biserica întâilor născuți scriși în ceruri, la Dumnezeu, judecătorul tuturor, la duhurile desăvârșite a celor drepți, la Iisus, mijlocitorul noului legământ și la sângele stropit care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Răspunsul: prin Iisus Hristos. Intrarea în cetatea lui Dumnezeu, intrarea la ospățul lui Dumnezeu este doar prin Iisus Hristos. În ziua aceea, Dumnezeu va fi mântuitorul nostru, cu adevărat mântuitorul nostru, pe deplin mântuitorul nostru. Isaia 26:12. Dar nouă, Doamne, Tu ne vei da pacea, căci tot ce am realizat, Tu ai făcut pentru noi. Secretul vieții creștine nu este ceea ce faci tu pentru Dumnezeu. Toți trăim, din păcate, crezând că putem realiza ceva pentru Dumnezeu, încercând să câștigăm ceva în fața lui Dumnezeu. Secretul vieții creștine este faptul că Dumnezeu a făcut absolut totul pentru tine. De-aia Pavel spune în Efeseni 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De-aia spune Pavel, dacă cineva vrea să se laude, să se laude în Domnul. Există o laudă, există o mândrie care te smerește. Când mândria ta, când lauda ta este însăși Dumnezeu, nu poți decât să vezi și să exclam: tot ceea ce am realizat, Tu ai făcut pentru noi. Amin. În ziua aceea, Dumnezeu va fi singura noastră închinare. Isaia 27:1. În ziua aceea, Domnul va pedepsi cu sabia sa aspră, mare și puternică, Leviatanul, șarpele fugar, Leviatanul, șarpele încolăcit, va ucide monstrul Tanin din mare. Leviatanul reprezintă haosul moral care conduce omenirea de la căderea lui Adam, de la căderea omenirii în păcat. Cetatea omului
este mai mult decât răzvrătirea umană, decât ură, pismă și răutate, decât toate lucrurile acestea mici, dar rele care le vedem în jurul nostru, ci este în esența ei demonică. Cetatea umană este forța demonică, pentru că scopul omului, odată cu căderea lui Adam în păcat, scopul omului este la fel ca și scopul satanei. De a răsturna pe Dumnezeu, de a fi liber de el. În acea zi, în sfârșit, vom fi făcuți liberi de orice răutate, de orice păcat. Orice inclinație spurcată împotriva lui Dumnezeu, orice inclinație care prin natura noastră păcătoasă ne-a făcut vrășmași cu Dumnezeu va fi eliminată. Vom fi liberi pentru prima dată să ne închinăm cu adevărat, pentru că pentru prima dată vom fi cu adevărat liberi. Nu putem concepe nici pentru o clipă ce înseamnă a trăi o secundă fără păcat. Nu ai experimentat așa ceva. În ziua aceea, tot haosul moral, toată stăpânirea păcatului din viața ta va fi distrusă de Dumnezeu și închinarea adevărată va fi doar în Dumnezeu. Această victorie certă din finalul istoriei este reală pentru noi chiar acum. Noi suntem mai mult decât biruitori acum, nu doar atunci. Ceea ce Dumnezeu a făcut în crucea lui Hristos, a luat finalul istoriei și l-a adus în mijlocul istoriei. A răsturnat istoria pe cap. Și noi ne putem bucura de această victorie acum. Noi cei care suntem copiii lui Dumnezeu, care avem cetățenia în cetatea lui Dumnezeu, Evrei 2:14. Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, el a devenit asemănător cu ei, cu noi, pentru ca prin moarte să-l distrugă pe cel care are puterea morții, care este diavolul, și să elibereze pe cei care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Ați observat ce s-a întâmplat pe cruce? Noi am fost robi ai satanei, înrobiți prin frica de moarte, prin frica indusă prin minciuna satanei. Mănâncă, vei fi ca Dumnezeu. Dar el, Hristos, s-a făcut trup, s-a făcut carne, ca să câștige în trup pentru noi, cei care suntem carne și sânge, libertate față de satana și față de păcat. El ne-a eliberat de puterea morții, de diavolului, de păcat și ne-a eliberat acum. Noi trăim în victoria care el a câștigat-o pe Golgota și așteptăm victoria care va fi desfășurată, care se va întâmpla în ziua de pe urmă. Dar așteptăm cu certitudine, așteptăm fiind eliberați. Așa că aș putea ca să întreb și să mă întreb, ce mai aștepți? Conștientizez adevărul despre această cetate a omului în care trăiești și din care încă faci parte. Suntem legați încă de ea și totuși nu vrei ca să o abandonezi și să fugi din cetatea lui Dumnezeu. Dacă vrei să înțelegi foarte clar care este natura, care este esența cetății omului care va fi nimicită, care este esența ei adevărată, privește la cruce. La cruce vedem cetatea omului care se ridică în toată puterea ei să se manifeste, să zdrobească pe Dumnezeu. Acolo vezi natura omului, cetatea omului în mișcare să se protejeze, să-și apere zidurile față de Dumnezeu care a venit să o mântuiască. Noi nu vrem să fim salvați, noi vrem să ne salvăm, noi vrem să fim proprii salvatori, proprii mântuitori. Și am răstignit pe Fiul lui Dumnezeu pentru că a pus în pericol ce am iubit cel mai mult, pe noi înșine. A venit și ne-a oferit pe El în schimb și noi am refuzat și am zis, noi ne vrem pe noi. N-ai înțeles, Doamne, ceea ce am încercat noi să realizăm de mii și mii de ani prin cetățile acestea care le-am construit. Noi ne protejăm de Tine. El a vrut să se dăruiască și noi l-am răstignit pentru asta. Ce mai aștepți? Intră pe porțile cetății lui Dumnezeu. Lasă totul în urmă. Crede în Dumnezeu așa de mult. Valorează-L pe Dumnezeu așa de mult. Filipeni 3, Apostolul Pavel spune așa de frumos, însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere, de dragul lui Hristos.
Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu, datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie pentru a-L câștiga pe Hristos. În sfârșit, când totul va fi făcut pustiu și totul va fi reînnoit de Dumnezeu pentru slava sa, vom rămâne cu ce am iubit cu adevărat. Vom rămâne cu ce am prețuit cu adevărat. Dacă ne-am iubit pe noi și am rămas în cetatea omului, în cetatea noastră, vom rămâne în pustietatea iadului. Dacă am iubit într-adevăr pe Dumnezeu mai presus decât orice și am intrat în porțile cetății sale, lăsând toate în afară, considerând toate ca și gunoaie, atunci îl vom primi pe el și vom sta la masa sa, în cetatea sa, pe muntele său, pentru veșnicie. Ce mai aștepți? Ce mai aștept? Care zidurile care nu le pot dărâma? Care sunt altarele din cetatea mea a omului, care încă mă țin în cetatea omului? Dumnezeu a pregătit o cetate că atunci când totul va fi dărâmat, când totul va fi pustiu, noi să fim în siguranță. Așa că să pășim în fiecare zi în cetatea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Să ne eliberăm de lanțurile acestei lumi și prin puterea Duhului Sfânt să omorâm orice legătură care mai avem din această cetate a omului. Noi trăim în lume, dar nu suntem din lume. Noi suntem din cetatea lui Dumnezeu și așteptăm cetatea glorioasă a lui Dumnezeu să coboare din cer și noi ca să stăm pe muntele lui Dumnezeu, la ospățul lui și el să fie slava noastră, el să fie închinarea noastră adevărată, el să fie ospățul nostru veșnic. Amin? Amin.